Picturile și desenele artistului Friedrich von Böhm-Hess ocupă spațiile medievale ale Muzeului Național Cotroceni, încadrându-se în seria manifestărilor dedicate centenarului. Expoziția temporară dedicată lui Böhm-Hess, artist român originar din Brașov, se înscrie în seria manifestărilor pe care Muzeul Național Cotroceni le organizează în anul centenarului, celebrând în acest mod arta românească din țară și din străinătate. Friedrich Ritter Böhm-Hess von Bohr s-a născut la Brașov în anul 1916 și s-a stins din viață la Wil, în Germania, destinul său personal fiind reprezentativ pentru frământările dramatice din Europa ultimului secol. S-a format ca pictor între anii 1936-1941, luând lecții de desen, pictură și compoziție de la Fritz Kim, Hans Eder și Johann Mathis Toici. În 1941 este trimis pe front, iar la scurt timp după întoarcerea în război, în 1945 este deportat pentru 5 ani într-un lagăr de muncă din Rusia. Acești 10 ani teribili de război și muncă silnică își vor pune amprenta asupra paletei cromatice și a tematicii pictorului. În 1950 devine membru al Uniunii Artiștilor Plastici și timp de 20 de ani va face parte din conducerea filialei Uniunii Artiștilor Plastici din Brașov. A participat la expoziții în țară și în străinătate și este decorat cu Ordinul Meritul Cultural clasa 4. În 1978 se stabilește definitiv în Germania. Schițează portretele unor personalități germane din cultură, politică și economie, ca Peter Ludwig, Genscher, Heidegger, Bates sau Lore Lorenz. Friedrich von Böhm-Hess a lăsat în urmă mii de lucrări, fiind de o productivitate inimaginabilă. O parte dintre aceste lucrări, desene și picturi, le vom regăsi în expoziția deschisă publicului în perioada 15 martie-1 aprilie 2018.
Bună ziua! Bine ați venit! Vă mulțumim că sunteți și în această seară alături de noi la un vernisaj pe care sperăm de asemenea a fi al unei expoziții speciale dedicate lui Friedrich von Boehmhes. Am primit cu interes și cu bucurie propunerea și ideea inițială pe care ne-ați făcut-o pentru a porni această expoziție și am reușit într-un parteneriat să venim cu o imagine, sperăm noi, cât mai reprezentativă pentru opera unui artist care a trăit și a creat timp de aproape un secol, care are o operă importantă despre care vorbitorii care mi urmează sunt convins că vor spune mai multe, dar care are și un destin foarte interesant, un destin pe alocuri tragic, pe alocuri victorios prin realizările pe care a putut să le lase în urma sa. Și sper ca expoziția pe care o lansăm astăzi să găsească un public cât mai larg, nu doar în această seară, ci și în zilele care urmează, pentru că va fi deschisă publicului până la sfârșitul acestei luni. Sperăm și ne bucurăm și mulțumim doamnei Marilena Rotaru aici de față ca în jurul datei de 28 martie probabil să putem face un nou eveniment în cadrul acestei expoziții prin proiecția filmului la care cu amabilitate a acceptat și ne-a oferit ocazia de a-l proiecta aici la Muzeul Național Cotroceni în timpul acestei expoziții. Încă o dată vreau să vă mulțumesc, să le mulțumesc tuturor partenerilor noștri care au făcut posibilă această expoziție și să-i dau cuvântul în primul rând doamnei Oltenau, care a fost prima care a avut această inițiativă. Vă rog. Întâi bună seara și vreau să spun că sunt extrem de emoționată. N-aș fi vrut să vorbesc prima, pentru că nu vreau să vorbesc despre lucrările. Nu este asta tema mea. Eu îl cunosc, l-am cunoscut timp de 40 de ani, pe Friedrich von Boehmhes, care în primii 10 ani mi-a fost socru. Deci am făcut parte din familie, dar prietenia cu el a rămas până în ultimul moment al vieții lui. A rămas o prietenie deosebit de frumoasă. Înainte, ați văzut dumneavoastră cel mai multă parte din lucrări. În primul rând vreau să mulțumesc domnului Liviu Jicman și faptului că muzeul, într-adevăr, a oferit această posibilitate, pentru că cei care mă cunosc dintre prietenii mei știu că de multă vreme visez să-l readuc pe Piț Zugravul, cum își spunea el, din nou în România. El a plecat în 78 și din 78 de când a plecat nu s-a mai întors absolut niciodată, n-a vrut, pentru că îl durea sufletul. El a rămas un fel de... a rămas român, ăsta este adevărul. Și întotdeauna când ne întâlneam și ne vedeam foarte des, normal fiind și în familie, de foarte multe ori nu vorbeam decât despre Brașov, despre Ghimbaf, despre bivolii de la Ghimbaf, despre Tâmpa, despre tot ce se putea vorbi despre România și vacanțele noastre de la Costinești. Doar două vorbe mai vreau să spun despre el. Probabil că o să și aflați din cealaltă discuție, el a fost 10 ani practic plecat. 5 ani, 4 ani a fost în război, aproape 10, și 5 ani a fost într-un lagăr de muncă în Donbas. Cu toate acestea, ca persoană, n-a fost niciodată înrăit, n-a povestit nimic răutăcios, n-avea niciun fel de sentimente de a se răzbuna sau ceva de genul ăsta, sub nicio formă. Din păcate, în această expoziție nu există, din păcate, spun, nici eu n-am acasă așa ceva, din schițele pe care le-a făcut el și foarte multe lucrări ale lui din perioada de muncă silnică. Partea, cele mai multe din ele, și acum pot să vă spun, nu știu dacă sunt notate, 2000 de lucrări, din care 600 de uleiuri și 1400 de lucrări grafice, le-a donat
muzeului Schloss Homburg, de lângă orașul în care a locuit el înainte să moară, unde a și făcut o fundație. Și această fundație se ocupă în Germania, când ar fi împlinit 100 de ani, au făcut din nou o expoziție, în permanență se întâmplă ceva acolo. Această fundație se ocupă de lucrările lui. În rest, ce pot să-l descriu foarte scurt? Uniți-vă la un clown. Un om care este vesel, care face glume din orice, iar pe dinăuntru este cum sunt și tablourile. Mai întunecat, mai trist, un ciudat. Cred că avea în jur de 85 de ani când a încetat să mai conducă. El a avut un vonmobil, nu-i plăcea să meargă în hoteluri, se supăra când avea multe tacâmuri în dreapta și în stânga, că nu știa cu care să înceapă. Și cu acest vonmobil a circulat peste tot. Era fericit, acolo cobora, acolo se ducea și se ducea în natură și a petrecut multă vreme în pădure. Nu asculta muzică, e foarte interesant, ci și avea înregistrările lui cu păsări, cu păduri, cu apă și alea clipoceau pe care prin atelier. Tot timpul auzeai sunete de natură. A iubit foarte mult animalele, deși era armurier de profesie și și vânător, dacă ne gândim așa. Nu cred că a omorât, nu l-am întrebat niciodată dacă a împușcat animale. Și ce să spun? O singură chestie. Cine au intrat pe culoar sunt două afișe de teatru la spectacole care l-am pus în Germania și l-a rugat să-mi facă și mie afișe. Și am povestit cele două piese. Una era piesa lui Matei Vișnec, angajare de clown. Și am spus că soarta se joacă cu patru clowni, cu trei și de fapt încă unul al patrulea. Și a desenat eu un tuș acolo în care arată într-adevăr un păpușar cu patru clowni. Și am zis, da, dar unul moare. Și imediat a transformat capul păpușarului și a făcut o altă schiță cu moartea, capul morții, și ăla s-a transformat ulterior într-un alt desen de afiș. Și ultimele câteva cuvinte, un alt afiș este de la Fluturii sunt liberi. Și m-a pus să-i povestesc piesa. Și zic, ce să fac? Nu știu, sunt doi oameni care se iubesc. Și am să fac o îmbrățișare. Fă o îmbrățișare. Și am spus, zic, da, dar știi că băiatul este orb în piesă. Atunci pe ea am să o fac goală, pentru că o vede cu mâinile. A fost un om deosebit și s-a întors acasă. Vreau să vă spun că urna lui și a soției lui sunt la cimitirul evanghelic din Brașov. O seară bună! Bună seara! Datorez nemeritata onoare de a deschide această expoziție insistențelor Anastasiei Stoiciu. Dar această nemeritată onoare a fost și o mare șansă, pentru că generația mea, și am încheiat studiile universitare în 77, dacă a ratat marea expoziție retrospectivă din 76 de la Dales, nu a avut niciodată ocazia să îl mai vadă pe Friedrich Bömsches, cum îl regăseam în revista Arta, mai mult cu desene, Friedrich von Bömsches, astăzi. Și ocazia să vezi reunite atât de multe lucrări este adevărat. Ele sunt extrem de puține dintr-o operă extrem de prolifică. Raul Șorban nota într-o monografie pe care i-o dedica în 1974 că sunt mii de desene, erau vreo 19.000 la un moment dat inventariate, și sute și sute de picturi. Deci un artist extrem de prolific, dar Friedrich Bömsches, pe lângă faptul că este un artist reprezentativ pentru centenarul marii noastre uniri, el se naște puțin înainte de unire și participă la tot veacul pe care parcurge aproape întreg veacul cu destinul specific germanilor din România. Oamenii cât se poate de devotați patriei în care, țării în care s-au născut și în care au trăit, oameni care au fost supuși vremurilor și oameni care nu pot să se despartă de un anume tip de sensibilitate. Fiul al unui armurier a
preluat meseria tatălui, a practicat alături în atelierul tatălui și a început studii de artă, aș putea spune, la cel mai înalt nivel universitar posibil, deși le-a făcut în particular, pentru că se adresa unor profesori formați la Budapesta la începutul veacului 20, formați la München la începutul veacului 20 sau formați la München și Berlin, trecuți însă și prin școlile și atelierele pariziene sau chiar Bruges, cum au fost Franz Klim, Hans Eder și Hans Matthias Deutsch. O formație pe care n-ar fi putut-o avea în niciuna dintre universitățile românești de la București, Cluj sau Iași, ale vremii sale. Pe de altă parte, dacă regăsim virtuozitatea și libertatea și expresivitatea de desenului lui Klim în desenul lui Böhmhies, nu găsim nimic din în afară de simțul culorii, de simțul dramatismului pe care poate să îl transmită compoziție, desen, culoare, nimic altceva nu găsim din marea lecție pe care va fi primit-o de la Eder și Matthias Deutsch. Totul a fost, așa cum spun lucrările din această expoziție, care este un portret in nuce al lui Böhmhies, totul a fost topit într-o retortă personală în care îl simți conversând cu mari artiști ai barocului, cu marele clarobscur, îl simți conversând cu dramatismul lui Baba, îl simți conversând la un moment dat cu expresionismul german, care îi era nativ, și aici este flacăra care îl luminează, de fapt, în pictura pe care noi o vedem aici. Eu sunt absolut conștientă că a vorbi și a emite judecăți de valoare asupra unei selecții aproape arbitrare, nu dictată de artist, ci de întâmplarea vremii, dar întâmplarea că i-a fost atât de aproape doamna Lavinia Gemna Oltenau și că a primit de la Friedrich Böhmhies lucruri pe care probabil el însuși le-a socotit esențiale, ne face totuși să bănuim că suntem în fața unei sinteze cât de cât reprezentative. Pe de altă parte, atunci când privești peisagistica lui, avem doar câteva exemple în ultima sală, te face să înțelegi că a trecut de la expresionismul german până către viziunea mult mai limpezită, în același timp și profundă, cromatic, chiar a lui Pătrașcu, al nostru, prin toate, și că a găsit o imagine profund spiritualizată a Toledoului. O imagine așa cum poate El Greco ar fi visat să ne o transmită, dar n-a avut ocazia. Este un peisaj de un dramatist conținut, de o lumină interioară extraordinară, aș putea spune, de o înfruntare între noaptea lumii și lumina unor existențe care
ca niște flăcări, la un moment dat, definesc palatele, siluetele, construcțiile Toledoului, care te fac să te gândești că a simțit întru totul framătul de viață al Toledoului. Aș vrea să mă întorc înspre prima sală, în care sunt prezente lucrări împrumutate de la Muzeul de Artă din Brașov, unde domnul director mi-a spus că a și funcționat ca și muzeograf până la plecarea lui în Germania, și unde în fond avem de-a face cu niște achiziții de stat care, într-un fel, ilustrează pe de-o parte felul în care a încercat să recupereze și să se reintegreze în comenzile sociale ale epocii, dar printr-o tematică, șantier, muncitori, oțelari, o tematică așa care era a vremii, dar în care nu face nici o concesie, de fapt, nici stilistică și nici spirituală, pentru că muncitorii lui sunt demni, sunt gravi, sunt niște personaje dramatice aproape, un autoportret care se întreabă cine-i, este un portret de un dramatism extrem, pentru că, pe de altă parte, în aceeași perioadă, fuga în Egipt vorbește despre, sigur, despre Iisus, copilăria lui Iisus, despre părinții lui, dar vorbește despre o fugă într-un Egipt al interior, al unui întreg neam care trebuia să se salveze, într-un fel. Învingătorul pe care îl vedeți în prima sală este un învingător care învinge, dar pășește în moarte, și în spatele lui sunt asemenea lui învingători care pășesc înspre moarte. Deci ce au învins? Au învins vremelnicia unei vieți și eliberarea a fost doar în veșnicie, într-o veșnicie foarte sumbră acolo, în acel învingător. Să ai curajul să prezinți așa ceva în expoziții de stat ale anilor 60 sau 1907-le lui, este absolut atemporal. E o dramă general umană și general românească sau general estică, pe care o vezi fără îndoială într-o retorică plastică ușor atribuibilă lui Corneliu Baba, dovadă că artistul nostru avea o mare ușurință plastică. El, de altfel, spune Raul Șorban că picta extrem de ușor, extrem de repede. Picta adeseori în zemuri de ulei, adică în medium, ceea ce face ca uleiurile lui să fie uneori atât de transparente, să îmbine schița primă cu opera definitivă, cum este în acest Crist coborând așa parcă de pe cruce. Un cuvânt ar trebui spus despre portretistica lui Bönhes. A fost un maestru al portretului, de altfel și autorul unor personalități celebre în epocă, dacă ar fi să ne referim doar la portretul extraordinar de sugestiv al lui Heidegger, pe care l-am văzut publicat în catalogul din 74, redactat de profesorul meu Raul Șorban, dar v-aș atrage atenția și asupra portretului lui Honteru sau asupra autoportretelor. Nu mai contează detaliile anatomice ale figurii, ci totul se topește în stil, în culoare, într-o, pot spune, o combustie
a culorii, a materiei și personalitatea reiese din această combustie stilistică. Este aproape o marcă a portretisticii lui Bœmjes și, fără îndoială, nu putem încheia fără a atrage atenția asupra unei compoziții cu totul impresionante, care ilustrează un cântec adeseori cântat mult de Marlene Dietrich, dar în anii războiului. Spune-mi cum sunt florile și avem imaginea, așa cum și în Pescărușii din următoarea sală, avem imaginea dramatică a unui tânăr, o tânără jertfă a războaielor din totdeauna ale lumii, ca și acel Dormeur du Val, peste care înfloresc florile. Tot astfel, pescărușii sunt ca și sufletele a doi răpuși de mare care sunt aruncați la limanul vieții și nu poți să știi decât din înfruntarea aceea dramatică, acel amurg dramatic pe care îl vezi peste, lăsându-se peste mare, că este vorba despre un sfârșit. Sunt convinsă că acest dramatism particular al picturii lui îl reprezintă esența personalității lui, acelei personalități artistice ascunse, pentru că ea este mult prea, aș spune, unitară, egală sie, și este o expresie de o onestitate plastică desăvârșită, în cel puțin în ceea ce vedem noi aici. Și, pe de altă parte, este expresia unui destin traumatizat care, chiar dacă nu a vorbit despre această traumă, a purtat-o cu el. Nu se poate, 10 ani de 5 ani de război și 5 ani de lagăr, lucrul acesta transpare în pictură și lasă urme de neșters într-o viață întreagă. De aceea sunt atât de convinsă că este important ca în anul centenarului și într-o epocă atât de frământată cum este de fapt epoca noastră, o retrospectivă mai largă, mai amplă, Friedrich Bœmjes, care să facă la un moment dat apel la imensa zestre de pictură care există adunată într-un singur loc în Germania, este mai mult decât necesară și ar putea să fie una dintre sarcinile și criticii și curatoriatului și Muzeului Național de Artă al României sau Muzeului Bruckenthal, sau și-ar putea asuma o asemenea sarcină colegii noștri de la Brașovul, în care a trăit existența sa românească, Friedrich Bœmjes. Vă mulțumesc cu acestea și sper să abia aștept să văd filmul doamnei Marilena Rotaru, pentru că el ne va spune mult mai mult. Vă mulțumesc și eu. Alături de colecția extraordinară a doamnei Lavinia Gemna-Oltenau, expoziția aceasta a fost posibilă cu sprijinul partenerilor noștri de la Muzeul de Artă din Brașov. Și îndrăznesc să spun că vizitarea acestei expoziții poate că este și o invitație către Muzeul de Artă din Brașov, pe care eu l-am putut vizita și recent, cu câteva săptămâni în urmă, și are sigur un patrimoniu extraordinar care merită descoperit de oricine are ocazia să viziteze acest muzeu. Vreau să îi invit pe colegii noștri de la Brașov, pe managerul Muzeului de Artă, domnul Bart Arpa, să ne spună câteva cuvinte
Și încă o dată mulțumiri pentru parteneriat și pentru sprijinul în această expoziție. Bună seara, onorat public, domnilor și domnilor! Ne face o plăcere deosebită ca Friedrich Boehmhals să se reîntoarcă în țară. Gândiți-vă că doamna critică de Neaure a spus că la muzeul, la sala Dales în 76 a fost mare expoziție retrospectivă. Eu am ajuns la muzeul în 2006 și una dintre primele expoziții pe care l-am organizat ca retrospectivă a fost Friedrich Boehmhals. De ce spun acest lucru? Gândiți-vă și încăpiviți-vă la un tânăr de 19 ani care a terminat un liceu de artă și a avut ocazia să viziteze de vreo 3 ori atelierul Boehmhals în Brașov, care la prima întâlnire, bineînțeles emoționat, cum eram pe vremea aceea, mi-a zis, unde vrei să te duci? Păi, la Cluj, la institut. Data viitoare când vii să mă aduci niște desene să-ți spun dacă reușești sau nu. Așa mi-a zis el personal și interesant că a zis că o să reușesc. Și am intrat. Am intrat la Cluj și bineînțeles el a plecat în anul 78. Pot să vă spun că în 2006, când am făcut retrospectiva, deja era foarte în vârstă, l-am sunat personal la telefon și am zis, facem o retrospectivă în Brașov, în muzeu. Știu că nu puteți veni, dar cel puțin să știți că noi am făcut treaba asta. Mi-a zis, mulțumesc frumos, sunt prea bătrân ca să mă car până în Brașov, așa mi-a zis, ca să mă car până în Brașov, dar vă felicit că v-ați adus aminte de mine. Deci gândul acesta m-a adus astăzi aici în București și m-am gândit, uite, maestrul s-a reîntors nu numai în țară, nu numai în București, dar sper că și în inimile dumneavoastră. Mulțumesc! Îl invit și pe colegul nostru de la Brașov, domnul Radu Popică, șeful secției artă din cadrul muzeului din Brașov, să ne spună câteva cuvinte și vă adresez încă o dată mulțumiri pentru sprijin. Bună seara! Fără îndoială, Friedrich von Boehmhals este un artist de excepție. Sunt convins că după ce ați văzut lucrările expuse, nu vă îndoiți de acest lucru. Eu aș dori să-l evoc în calitate de reprezentant al Centrului Artistic Brașovean. Boehmhals se numără printre artiștii care au debutat în perioada interbelică. Acești artiști s-au format având ca exemplu pe Hans Eder, Hans Matthias Deutsch și Fritz Kim. Nu întâmplător, Boehmhals a început să studieze arta cu acești trei artiști. În perioada interbelică, arta brașoveană își conturează specificitatea, mai ales prin influența expresionismului. Acest lucru se vede și în creația lui Boehmhals, care a rămas într-o oarecare măsură sub semnul expresionismului până târziu în perioada postbelică. Prin intermediul său, influența acestui curent de origine germană s-a prelungit și la Brașov o perioadă foarte lungă. Expresionismul, ca spirit, se vede foarte bine în grafica lui Boehmhals. Acele linii neliniștite, acel freamăt al lucrărilor și această expresivitate deosebită pe care le-a imprimat-o, vine din expresionism. Dar, în sala de lângă, ați văzut lucrările realizate de pictură realizate în perioada postbelică, unde transpare și aici, undeva subliminal, influența expresionismului, chiar dacă tema era cea solicitată de regimul acelor vremuri. Dar expresionismul este undeva acolo în conceperea acelor tablouri. Dar, în primul rând, grafica este, așa cum am arătat, cea care îl definește în această apartenență, care nu trebuie luată foarte în gust, dar care există.
în cazul lui Beomhes. Și la fel ca mentorul său, Fritz Kim, el a transpus experiențele din grafică în pictură, cu mijloacele proprii acestea. Există o legătură continuă între grafică și pictură. Pictura vine și completează opera sa grafică. Mă bucur că această expoziție s-a putut deschide în această seară aici la Muzeul Național Cotroceni și vreau să îi felicit pe colegii noștri de la Cotroceni pentru inițiativa organizării acestei expoziții. Arta lui Beomhes merita o expoziție de această anvergură și aici într-un muzeu important al țării. Și faptul că se întâmplă în anul centenarului este mai mult decât binevenit acest lucru. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și sper că v-ați bucurat de arta lui Beomhes și o să vă bucurați în continuare cât timp expoziția este deschisă. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Vreau să vă mulțumesc tuturor colegilor mei, dumneavoastră, că ați făcut posibil această expoziție. Doamnei Doina Mândru, că a acceptat invitația noastră. Colegii mele, Anastasia Stoiciu, care a coordonat acest proiect și pe care îl trebuie, dacă dorește, să ne spună câteva vorbe în încheiere. Și sper să ne bucurăm și cu sprijinul dumneavoastră de o audiență cât mai largă pentru expoziție. Vreau doar să spun că Friedrich von Beomhes mi s-a părut un artist colosal și că aș vrea să vă bucurați de expoziția asta cât e aici și să priviți cu tot sufletul lucrările lui Beomhes. O seară minunată!